Visul Mădălinei sau Cum a devenit o fetiță prințesă. Era odată o fetiță pe nume Mădălina. Când avea 3 anișori, părinții au întrebat-o: Mădălina, ce ți-ar plăcea să fii în viață? Deoarece Mădălina tăcea, părinții s-au gândit că ea n-a înțeles întrebarea și au continuat: cu ce ai vrea să te ocupi când vei crește mare? Ce ai dori să devii? Medic? Sau croitoreasă? Sau poate pictor? Poate vânzătoare? Poate învățătoare? Așa a continuat multe, multe meserii. Fetița s-a mai gândit câteva clipe și a răspuns: prințesă! Să fii prințesă e foarte bine, i-au răspuns părinții, dar să nu crezi că prințesele au o viață ușoară. Desigur, ele poartă rochii frumoase, merg la baluri, se întâlnesc cu prinți minunați, dar... Uite, te vom ajuta să devii prințesă. Să știi însă că ai foarte multe lucruri de învățat. Mădălina desigur a zâmbit și era foarte fericită că părinții o vor ajuta să devină prințesă. Știa ea multe povești despre prințese: frumoasa adormită, alba ca zăpada, prințesa și bobul de mazăre, cenușăreasa, multe, multe povești despre prințese. Oare ce trebuie să învăț ca să devin ca ele? Și-a pus întrebarea Mădălina. A doua zi, fetița a aflat că pentru început trebuie să învețe bunele maniere. Cum să meargă, cum să se comporte la masă, cum să vorbească. Adică, cum, se întrebă Mădălina, nu putea deveni prințesă dacă mergea ca o rățușcă? Trebuia să facă doar pași mici și să nu sară dintr-un picior în altul. Nu avea voie să-și lingă degetele de dulceață, nici să înfulice cu poftă bunătățile care îi se serveau. Să învețe să se folosească de cuțit era o adevărată casnă pentru Mădălina. La fiecare pas făcea capricii. Îi se spunea: prințesele nu sunt mofturoase, sau prințesele nu vorbesc cu gură plină, sau unde ai văzut tu o prințesă cu mâinile murdare? Sau de genul: o adevărată prințesă vorbește totdeauna domol și frumos, se salută zâmbind, mulțumește amabil și își cere scuze dacă e nevoie. Ei, într-o zi a aflat că aceasta nu este totul. Mai trebuia să învețe să danseze frumos și nu orice, ci dansuri de salon, ca de exemplu valsul, tangoul. Era prea mică pentru a putea executa toate mișcările grațioase, dar i s-a explicat că în 3-4 ani putea să devină o dansatoare iscusită dacă îi exersa în fiecare zi. A fost imediat înscris într-un club de dans. Codreanca. Cred că cunoașteți această echipă foarte bună. De 3 ori pe săptămână, Mădălina frecventa palatul picilor talentați. Și în mai puțin de un an a reușit să obțină succese foarte frumoase. A participat chiar și la un concurs și a câștigat medalia de argint.
Apoi a trebuit să ia lecții de desen și de pian. Ce fel de prințesă ești dacă nu cunoști artele frumoase? Trebuie să-ți cultivi un gust rafinat, să înveți să pictezi și să cânți. Iată așa. Așa că în fiecare zi, între 4 și 5 după amiază, se așeza cu profesoara în fața pianului și exersa. Era destul de greu, dar visul de a deveni prințesă îi dădea Mădălinei curaj și răbdare. Gata, putea deveni prințesă! Încă nu? Dar ce îi mai lipsea? Cunoștințe în multe domenii? Ce fel de domenii? Istorie, literatură, teatru, științe ale naturii, matematică, psihologie, sociologie, economie și multe, multe alte domenii pe care ea trebuia să le cunoască. Nu putea nici de cum reține cuvântul psihologie și nici nu prea înțelegea ce înseamnă. Să cunoști și să înțelegi oamenii, caracterul lor, comportamentul lor, i-a explicat mama pe scurt. Dar la ce îi trebuiau toate acestea unei prințese? Asta nici de cum nu putea percepe Mădălina. Prințesa are o împărăție cu terenuri, animale, oameni. Ea trebuie să știe cum să le administreze, cum să facă în așa fel ca toți să fie mulțumiți. Apoi, ea trebuie să fie un exemplu pentru toți și în toate. Iată așa, prințesele conduc împărăția. Apoi, ea trebuia să fie un exemplu și pentru societate. Are nevoie de un bagaj vast de cunoștințe, de un comportament model, de mâini iscusite, de un suflet mare și de o inimă caldă. Uite, toate acestea trebuia să le învețe micuța noastră viitoare prințesă. Mădălina începea să înțeleagă, vai, cât de multe trebuie să poată o prințesă. Și cât de greu este să devii prințesă. Chiar mai greu decât medic ori profesor. Însă ea era o fetiță care nu se lăsa bătută cu una, cu două. Așa că visul ei a făcut-o să fie ambițioasă și curajoasă. Iar visul ei era foarte mare. Așa că avea mult de muncit. Nu știu cum s-a terminat povestea Mădălinei, dar cred că până la urmă ea a reușit să devină prințesă. Dar voi, copii, ce credeți? A reușit Mădălina să devie prințesă? Și vreau să ne mai scrieți ce profesie sau meserie v-ați ales voi, ce v-ar plăcea să deveniți când veți crește mare. Aștept cu nerăbdare răspunsurile voastre. Pe curând!